Cartea asta, dragii mei, e o carte sfântă. E cartea lui Dumnezeu pentru noi. Amen. E cartea lui Dumnezeu pentru noi. Și poate că unii n-ați reușit să citiți săptămâna asta niciun verset cu voce tare. Dacă nu știați, Biblia se citește cu voce tare. În loc să strigi ca mamă după fiica ta și să o blestem, că Duhul Sfânt îmi zice că aici sunt patru mame care și-au blestemat fiicele. Da, m-ați auzit ce am zis. În loc să zici că vei ajunge, vei fi și să torni din nervii dumitale, bine ar fi să rostești cuvântul Domnului peste copiii tăi. Amen. Să pui numele Domnului peste copiii tăi. Amen. Să rostești ca numele lui Iisus să fie așezat peste casa ta. Amen. Să spui în fiecare dimineață când copiii tăi merg la școală să fie Dumnezeu cu tine. Amen. Să fie sângele lui Iisus Hristos peste umbletele tale, peste drumurile tale, peste școala în care ești, să fie prezența lui Dumnezeu. Amin? Slăvit să fie Domnul. Amin. Dumnezeu dintr-o dată merge la Iona și zice, scoală-te, Iona! Scoală-te și du-te la cetatea numită Ninive, pentru că m-am uitat peste Imperiul Asirian și capitala Ninive nu mai suport, a zis Dumnezeu. Atâta răutate există în ea. Atâta suprire. Atâta violență. Atâta fățărnicie. Atâta deșănțare. Atâta destrăbălare. Atâta videochat. Lăsați-mă să actualizez. Atâtea fete din Ninive își trimit poze de ochiate altor băieți. Și nu suport asta, a zis Dumnezeu. Mâinile lor sunt pline de păcate. Așa că eu, Dumnezeu, suveranul, creatorul universului întreg, am decretat că rat de pe hartă capitala aceasta, cetatea Ninive. Pe tine te-am ales, Iona, să fii ultimul mesager, ultimul predicator. Să le transmiți că mai au 40 de zile. Și că am început să număr invers zilele. Iona era un bărbat care profețea în locația numită Gat-Hefer, la 8 km nord-vest de Ierusalim. Când bărbatul ăsta intra în poporul Domnului și zicea unui alt bărbat care era sănătos tun, așa vorbește Domnul, nu vreau să arătăți pe nimeni. În 3 zile mori. Bărbatul ăla în 3 zile murea. Ce zicea Dumnezeu prin Iona era ad litera. Când Iona mergea în poporul Domnului și spunea unei surori, unei femei, tu care ai cancer, metastază, așa vorbește Domnul, numără 21 de zile și te vindec eu, Domnul, Jehova Rafa. În 21 de zile se vindeca. Bărbatul ăsta prorocea milimetric. Nu zicea, păi să vedeți că mi s-a părut, că a fost cumva așa asemănător, nu. Ce zicea Iona, în spațiul ebraic, se împlinea ad literam. Era gura lui Dumnezeu. Amen. Ridică, Doamne, profeți de ăștia. Amen. Să vă mulțească Dumnezeu dacă sunteți aici. Aleluia. Să vă deschideți gurile, nu mă interesează că e duminică sau marți. Să vorbească Dumnezeu prin gura dumneavoastră. Noi nu facem scene în biserică, teatru. Noi venim la casa lui Dumnezeu să ne vorbească Dumnezeu. Amin. Noi venim în prezența lui Dumnezeu să auzim, așa vorbește Domnul. Aleluia. Aștept să ridice Domnul din generația tânără, băieți și fete, plini de Duhul Sfânt. Amin. Care să simtă că nu machiajul, nu mă oda, nu maniera în care coboară pe trepte în jos e importantă, ci Hristos e important. Aleluia. Să citească Biblia, să o respecte și să o trăim cu toții. Amin. Că nu ne-a chemat Dumnezeu la mântuire să ne pierdem pe drum. N-am fost sfinți 20 de ani să punem pe foc sfințenia de 20 de ani. Așa îți vorbește Domnul. Amintește-ți cum erai acum 20 de ani.
Amintește ce lungi ți erau rugăciunile. Amintește-ți câte zile pe săptămână posteai. Amintește-ți cum cântai în alte limbi. Și acum pui sub semnul întrebării dacă mai trebuie vorbire în limbi la botez cu Duhul Sfânt. Ai milă, Doamne, de noi. Ai milă, Doamne, de noi. Eu sunt aici trimis de Domnul la invitația fratelui păstor Alin Nemeș. Dar vreau să vă spun ceva, o să vă spun tot ce îmi zice Duhul Sfânt. Nu-mi pasă ce notă îmi dați. Îmi pasă să fiu vocea lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul. Lăudați să fie Domnul. Ce faci, Iona? Vreau să te fac profet internațional. Vreau să vorbesc prin gura ta. Iona, te aleg să fii ultimul mesager înainte să iau Ninive și să o rad după hartă. Picior de Ninivea să nu mai existe. Pe tine te trimit înainte. Să fac o mare favoare. Nu-i omor pe niciunul până nu-i transmis un mesaj. Și Iona zice, Doamne, la cine să mă duc? Hai mai zi odată, o zis el în mintea lui. Păi, Doamne, și-ați dus banii vieții mele. Apropo de Imperiul Asirian. Și-ați cei care au pus talpa robiei pe noi și ne apasă greu de o vreme, nu scurtă. Ninive era capitala Imperiului Asirian. Noi nu suportăm să dăm bir lor. Noi suntem sclavi, Doamne. La ăștia care se comportă dubios cu noi, la ăștia să mergem. La ăștia mă trimiți? Ai un prieten de la, cu ghilimele. Ai o persoană cu care ești în tribunal? Cum de pocăiți îi dau în tribunal? Întrebă. Cum de ne permitem pentru vorbe, să zicem calomnie, cer daune morale, când Hristos a fost bătut, când Hristos a fost așezat la stâlpul infamiei, când i-au lipit pe spate un bici cu oase și au smuls piele și carne? Noi dăm în tribunal pentru daune morale, pocăiți suntem? Ai milă, Doamne, de noi. Ai milă, Doamne, de noi. Că n-avem dreptate să tăcem, când avem dreptate și suntem loviți pe nedrept să ne bucurăm, mare va fi răsplata noastră în cer, dacă nu reacționăm ca lumea. Iona, la ei nu mă duc, Doamne, zice Iona, nu-i suport. Eu te cunosc, Doamne, știu cum ești Tu. Eu știu că Tu ești bogat în bunătate, plin de îndurare. Și dacă ăștia se pocăiesc, tot mesajul meu, care îi rafli pe hartă, devine fals. Și uită că, Doamne, nu-mi pasă de mesajul Tău, zice Iona, cu alte cuvinte, nici de onoarea Ta, nici de slujirea Ta, nu-mi pasă să-i mântuiești, nu-i vreau un rai, mai mult îmi pasă de onoarea mea. Că dacă nu îi omor după ce le-am zis, cad drept profet mincinos și nu vreau să mi se păteze onoarea. Prea mult stau cu spatele de așa drept. Abia respiră unii când umblă de mândrie. Splin de fumuri. Să mustre Domnul în seara asta orice duc de mândrie. Să ne coborâm fiecare dintre noi de pe înălțimile noastre. Să smulgem Dumnezeii străini din casele noastre. Și să facem curățenie în inimile noastre. Pentru că cerul o să-l vedem când suntem sfinți. Amin? Amin. Slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. Amin. Iona, nu mergi? Nu mă duc, Doamne. Unde trebuia să meargă Iona era undeva spre spațiul ninivian. În direcția asta, să zicem, da? Și zice Iona, Doamne, ca să-ți demonstrez că nu o să mă duc în direcția aceea, uite, o să mă pregătesc, mă ridic și mă duc la portul Iafo să iau o corabie care merge taman invers, la Tars. Știți unde crede că merge? Departe, fața Domnului. Bă, ce slab gândești, mă, Iona. Ce grav e cu tine. Prorocul care fuge de Dumnezeu. Penticostalul pe care îl interesează numai fițele.
Numai Ifose. O călcat și el într-o zonă unde a văzut cum se poartă alții și începe și el să-și dorească. Vreau asta, vreau asta, vreau așa, vreau așa. Hei, smerește-te! Smerește-te, Iona! Eu vreau să te folosesc. Ca să te pot folosi, trebuie să fii smerit. Trebuie să te supui voii mele. Trebuie să te apleci în fața voii mele. Și trebuie să-ți lipești fruntea de țărână și să zici, Doamne, la tot ce zici Tu, eu zic amin. Doamne, ajută-ne! Doamne, ajută-ne pe toți! De ce ne modernizăm? De ce ne schimbăm pocăința? De ce schimbăm principiile Scripturii? De ce fugim departe de fața Domnului? De ce ne interesează mâna lui Dumnezeu și nu ne mai interesează fața lui Dumnezeu? De ce ne scurtăm rugăciunile? De ce schimbăm rugăciunile cu melodii și cu versuri? De ce scoatem rugăciunea din clădirile noastre, din slujbele noastre? Nu-i simplu să te rogi, așa-i? Nu-i simplu. Să vreau să spun ceva, când te rogi, coboară Duhul lui Dumnezeu. Coboară sângele lui Iisus Hristos. Coboară prezența Domnului. Eu nu vă spun nimic de la mine în seara asta. Tot ce vă spun mi-a zis Duhul Sfânt. Și n-am știut dinainte ce mesaj voi transmite. Când am intrat aici, Duhul Sfânt mi-a vorbit să vă spun ce vă spun. Aici este prezent Iisus Hristos. Lăudat să fie numele Lui. El ne iubește pe fiecare dintre noi, însă nu suportă păcatele noastre. Nu suportă să trăim duplicitar. Nu suportă să avem două fețe. Nu suportă să fim într-un fel în casa Domnului și în alt fel în afara clădirii biserici. Nu suport. Ori cu Dumnezeu, ori ne-am pierdut și mergem cu diavolul. Nu există neutralitate spirituală. Iona, ce faci? Iona zice, mi-am luat bagajele, m-am trezit și mă duc unde vreau. Fac ce vreau. Asta e lozinca multora. Pastore, ce ai cu mine? De ce intri în viața mea privată? Să-ți arate Dumnezeu cât de privată ți-e viața? Știi că într-o seară la Efrata îți poate pune derularea filmului imoral pe care l-ai vizionat și ți-l poate pune pe display aici. Ce o să zici? Da, tu care ți-ai închiriat un hotel și trăiești cu o amantă, cum de-ți permiți asta? Că ești botezat, frate. Nici măcar nu mai pot să zic frate. Frate, nu ești cu mine. Mă dacă te pocăiești. Este prezent aici Domnul Iisus Hristos. Ce faci, Iona? Iona zice, mă duc departe de fața Domnului. Nu intru un moment în care să nu știe unde merge. Nu intru un moment de somnolență așa mare încât să nu știe ce face. Omul ăsta știe. Recunoaște și se încăpățânează să meargă în direcția aceea. Biblia ajunge la portul Iafo. Nu exista check-in online să verifice dacă are vreun loc disponibil pe vaporul ăla care trebuia să plece, abia aștepta să plece. Mai avea câteva momente și pleca. Realizați că înainte să pornească de acasă nu se mai roagă. Avem rugăciuni generaliste. Unii dintre noi ne mai rugăm numai în mașini. Nu mai avem timp să ne rugăm acasă. Ne rugăm ca și ortodoxii care fac o sfântă cruce când trecem pe lângă o clădire. De ce nu mai avem timp de rugăciune? Unde e timpul nostru de rugăciune cu Dumnezeu? Unde e momentul ăla care să plângi în camera ta și peste patul peste care ești așezat sau peste scaunul peste care stai să se coboare lacrimile tale? Nu de fals, că nu te vede nimeni. Să simți prezența lui Dumnezeu. Aleluia. Să ne rugăm acasă mai mult decât la biserică, amin? Să stăruim o rugăciune pentru fii risipitori, să chemăm prezența Domnului să ne intereseze, să rupă ușile bisericii cu ghilimele de rigoare oamenii drogați din făget și să elibereze sângele lui Iisus Hristos, să-i vindece puterea Domnului. Cine crede că Domnul poate mântui drogații din făget, să ridice mâna sus. Aleluia lui Dumnezeu, glorie Domnului! Ce face Iona? Iona zice, nu mă mai rog, nu-l mai întreb pe Domnul. Nici măcar nu mai vreau să vorbesc cu Dumnezeu. Mă îmbrac cum vreau. Vorbesc ce vreau. Mă urc pe corabia care vreau.
mă duc în direcția care vreau. Asta e lozinca multor penticostali. Fac ce vreau. De ce faci asta? Așa mi se potrivește mie. Frate, dar în Biblie scrie altfel. N-ai interpretat dumneata bine. Serios. Dar culmea că numai cu 5 ani interpretai corect ca mine. Ce s-a întâmplat? Spune-o ce s-a întâmplat. Ai început să fugi departe de fața Domnului. Știi de ce mă întreb? Cum de Dumnezeu nu-l face pe Iona să se împiedice? Răspundeți-mi, vă rog, în minte. De ce nu-i administrează un bolovan să se împiedice de el și să dea cu capul? Ar fi meritat, corect? Că mergea pe interzis. Cum de în momentul în care își pune mâna în buzunar, își găsește banii necesari să plătească biletul la cușetă? Cu siguranță era mai scump decât altul obișnuit. Are loc la cușetă, prietenul nostru Iona. De unde are banii ăștia? Păi Dumnezeu i-a dat. Dar uite că îi folosește într-un sens greșit, cu o destinație nepotrivită. Domnul nu i-a dat banii să meargă departe de fața lui. După cum dumneitale, Dumnezeu nu ți-a crescut profitul firmei ca să începi să faci lucruri care nu-i plac Domnului. N-ai ajuns la bunăstare mare ca să începi să cobori standardele spirituale. Domnul te-a binecuvântat să fie o binecuvântare pentru alții. Și ne recunoaște în această seară de 22 ianuarie 2023 că în fiecare zi din 2022 Dumnezeu i-a pus pâine pe masă și e meritul lui Iisus Hristos să ridice o mână sus. Lăudat să fie Domnul! Ne-a dat Dumnezeu respirație, nu respirăm cu aparate de oxigen. Avem mișcare normală și creierele noastre funcționează, de-aia ni se mișcă degetele normal. N-avem Parkinson. Am ajuns pe picioarele noastre în clădire și ne-am așezat pe scaune normal. Mușchii noștri nu sunt atrofiați, nu suntem paralizați. Avem culoare în ochi. Tot ce avem e darul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat viața, mișcarea, suflarea și ființa și toate lucrurile. Cine crede că amin, să zică amin. Glorie lui Dumnezeu. Iona, ce faci? Tu chiar mergi total invers. Iona zice da. Și Doamne, Tu cum reacționezi? Tu cum de nu intervii? Unde ești, Dumnezeule, în momentul ăsta în care îl vezi pe Iona că intră pe interzis? Domnul zice, eu sunt control. Dar îl mai îngădui o vreme. Că dacă sâmbătă seara ai intrat pe pornografie, băiete, și te-ai uitat 2 ore jumate, și duminică dimineața nu te-a curentat Dumnezeu în clădire când ai pus mâna pe microfon să cânți. Să nu crezi că Dumnezeu e de acord cu pornografia. Dacă botezat fiind de 10 ani, îți permiți să minți cu nonșalanță și pe pastor, și pe slujitor, și pe toți, și nu-ți pasă de onoarea lui Dumnezeu. Faptul că ai prins anul 11, să nu crezi că Dumnezeu e de acord cu asta. Dacă îți permiți să pârfești, să urăști, dacă ai în viața ta saci de resentimente, dacă ai în mintea ta metode prin care să taxezi oameni și să le dai la picioare, să-i vezi cum îi doare și să te bucuri de durerile lor, dacă ai început să derulezi fals în acte și tu ești botezat sau botezată, dacă începi să minți în numele Domnului ca Iacov, spunând că tu ești Esau, că te-ai îmbrăcat să semeni cu el, dar vocea ți-e de Iacov. Și dacă încă Dumnezeu n-a trimis nicio săgeată atenționare înspre casa ta, dacă încă mai ai sănătate, dacă încă mai ai binecuvântarea pâinii în casă, dacă încă mai ai tot ce ai, să știi că Dumnezeu nu e de acord cu păcatele tale. Sfântul Apostol Pavel strigă pentru noi, atunci striga pentru evrei și zicea, nu vezi tu, omule, deschide-ți ochii larg. Nu vezi tu, omule, că bunătatea, cum, nu faptul că e drastic Dumnezeu, nu duritatea lui Dumnezeu, nu faptul că îl taie pe om și îl distruge ca păuza, îl rupe în două. Bunătatea lui Dumnezeu, dar nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu
te îndeamnă la pocăință, dar și nu continui. Iona ce faci? Iona zice, am bani, sunt pe picior mare, am urcat în corabie și o să-i arăt lui Dumnezeu că fac taman ce vreau. Biblia zice, a urcat în corabie, s-a dus la parter, unde avea biletul cumpărat, s-a culcat, mă mir când a avut somn. Și Biblia zice, a dormit, dus, și chiar dus era. Mă doare inima în piept pentru frații care dorm în biserică, nu fizic. Dorm spiritual. Băiatul lui ia pachetele de droguri de la școală și el doarme, el nu știe nimic. Află când vin mascați, prea târziu. Mă doare pentru mamele care gândeau altfel în urmă cu 10 ani. Nu vorbesc doar de biserica dumneavoastră, vorbesc la modul general. Când fica ei, a mamei, cetuiește, scrie mesaje cu 7 băieți, 7. Și cu nici unul dintre ei nu vrea să se mărite. Și mama s-a doarme. În loc să-i spună, tu fată, ce derulezi tu se numește flirt. Adică nu-i permis să vorbești cu un băiat dacă nu vrei să te măriți cu el. Aici se zice amin. Amin. Nu-i permis să derulezi povești cu oricine. Bărbate, tu nu poți să-ți permiți, chiar dacă ai 50 de ani sau 60, hai, nu mă interesează. Îți dorești 100 să trăiești. Cât Dumnezeu îți dă sănătate să trăiești cu bine. Indiferent ce vârstă ai, tu nu poți intra în casa unei femei când bărbatul ei nu e acasă. Mă auzi? Deci, mă auzi? Asta nu-i Biblia, asta e etică. Este minimul minimorum de moralitate. Dacă ești fată și vrei să te măriți, tu n-ai ce să discuți cu un băiat din lume. Nu mă interesează să fie Miss Timișoara, să fie cel mai tare de pe glob, nu din România. Pentru că Biblia zice ce legătură este între Hristos și Belial. Dacă tu ca fată care ai timpul în care trebuie să te măriți, crezi că ai dreptul biblic să discuți cu un băiat care n-are legământ cu Domnul Iisus Hristos, egal cât de bine manierat e, egal ce studii are, egal ce mașină conduce, nu-mi pasă. Dacă tu crezi că poți să intri în relație de prietenie în vederea căsătoriei cu un băiat care nu-L cunoaște pe Hristos, e ca și cum i-ai pretinde lui Hristos să-și ia mâna lui curată și să o pună în mâna lui Satan și să bată palma cu diavolul. Nu o să prind secunda aia. Hristos e sfânt. Amin. Hristos e adevărat. Amin. Hristos e drept. Amin. Hristos e lumina întruchipată. Amin. Hristos niciodată nu va face pact cu întunericul și cu diavolul. Hristos rămâne curat. Aleluia, aleluia lui Dumnezeu. Dacă ești încă în perioada în care nimic nu te-a semnalizat spiritual, dacă ești încă în perioada în care niciun accident nu s-a năpustit peste casa ta, nici o problemă medicală nu ai, nici o problemă financiară nu te semnalizează, atenționându-te, ai grijă, Iona! Vine o zi când Dumnezeu face atât, suflă. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, Iona, capitolul 1, versetul 4. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năprasnic. Vă întreb, nu Satana? Cum, Domnul? Da, Domnul. Și uitați-vă cum se continuă versetul, și Domnul a stârnit pe aceeași mare o furtună dură, mare. Domnul? Da, Domnul. Nu pandemia. Domnul, nu tsunami.
Domnul nu cataclismele cosmice, Domnul nu președintele, Domnul nu prim-ministru, nu, Domnul. De ce faci asta, Doamne? Domnul zice, vreau să-l trezesc pe Iona. Îl iubesc prea mult să-l las pe drumul lui. Și au fost bărbați care mi-au spus, frate Caleb, când m-au luat cu targa din smurd, când m-au coborât pe targa aia cu atenție să n-am probleme la coloană, după un accident zdravăn, când m-au scos cu descarcerare, au tăiat fiarele să scoată afară trupul meu, n-am știut nimic, eram în comă. M-au dus cu atenție și m-au așezat într-un salon, m-au luat cu foarte multă atenție și într-un sistem medical foarte bine pus la punct să nu cumva să mi se întâmple ceva la inelele de la coloana vertebrală. După câteva ore m-am trezit. Eram întins pe pat și când mi-am deschis ochii din comă, am văzut un tavan alb. Și Duhul Sfânt mi-a zis, cu cine seamănă tavanul ăsta? Și am zis, cu tavanul bisericii. Că eu n-aveam timp joi seara să vin la biserică, aveam business. Că eu eram pe picior mare, eu eram important. Eu aveam iluzia că eu îl controlez pe Dumnezeu. Făceam din Dumnezeu un fel de șervețel. Luam, rupeam, făceam ce vreau eu cu el. Hai, bagă-l în buzunar repede. Să nu știe oamenii că ești cu Dumnezeu. Încercam să-l telechidez pe Dumnezeu. Îi spuneam, Doamne, la stânga, du-te un pic în față, la dreapta, rezolvăm problema asta, rezolvăm asta, dăm, Doamne! De nu-mi dai, mă și las de pocăință. Bă, prietene, pierde Dumnezeu dacă tu te lași de pocăință? N-are Dumnezeu miliarde de heruvim, de serafim, de îngeri, care abia așteaptă să fie trimiși cu o destinație clară spre salvarea unui om? Chiar crezi că tu poți să faci un favor pentru cer? Dacă suntem pocăiți, suntem pocăiți pentru noi. Amin. Amin. Pentru viața noastră, pentru viitorul caselor noastre, pentru pacea din casa ta. Pentru că dacă nu ești pocăită înainte să te măriți, să știi că o să ai ceartă totală în viața ta. Și o să fii distrus o viață întreagă și o să târni lumea asta zeci de ani. N-am întâlnit caz de soră care să se fi pocăit și să-și fi mărturisit păcatele. S-a pocăit ulterior, a trăit în familie de pocăiți, dar a decis să se mărite în lume. N-am întâlnit soră care să nu plângă și să spună, frate Caleb, regret decizia aia pe care am luat-o la 21 de ani. Mi-au zis și tata, mi-au zis și mama, mi-au zis și bunica, mi-au zis și bunicul, mi-au zis toți și pastorul. Și pe toți i-am ignorat. Și am tras 30 de ani. Și cele mai multe dintre cazuri, mai mulți ani, și puțini dintre ei, au avut copii care să fie sănătoși spiritual. O, Doamne, ai milă de noi! Ai milă de noi! Ajută-ne, Doamne, să ne trezim! Domnul zice, Iona, o să-ți administrezi un sistem prin care o să observi că dacă tu n-ai vrut să mergi la Ninive să se pocăiască ăștia, poate, o să-ți dau corăbierii din pe vas, ăștia toți o să se pocăiască la masă și pe lângă ninivenii care se vor pocăi și ei, ți-i dau pe corăbieri. Să nu uiți ceva, eu conduc istoria acestei lumi. Eu sunt Dumnezeu. Prea mari ne credem. Prea mari ne credem. Știți cum suntem? Ca un fir de praf. L-a atins, a dispărut. Și ca o furnică, omule, bun, te crede mare și tare. Și ca o furnică între degetele lui Dumnezeu, dacă un pic te-a atins, a dispărut din lumea asta. Și ca o frunză. O bate vântul, nu mai știe nimeni unde-i. Repede uităm pe oamenii care au plecat dintre noi, așa-i? Asta nu-i bine, dar așa se întâmplă. Parcă nimeni n-au fost. Au plecat de câteva luni și parcă nimeni nu mai știe. S-au dus. Care s-au dus la Dumnezeu, îi vom întâlni în cer. Dar suntem mai vulnerabili decât ne putem imagina. Viața noastră este ca o fărâmă, este ca un pumn de țărână strâns între degetele lui Dumnezeu. Dispărem dintr-o dată și noi avem iluzia că suntem tari. Și noi ne credem mari. Și noi ne bazăm pe noi, pe forțele noastre. Și Dumnezeu zice, hei, vrei să-ți arăt cât de tare ești? Ia un pic, îți trimit un virus. O viroză de asta de octombrie, de noiembrie, decembrie, ianuarie.
Ia-ți trimit un pic de frisoane, să vezi cum te îmbraci, să vezi cum te rogi, să vezi cum sun la asistentă, să vină repede să administreze Agocamin fiolă, venă. Să vezi cum zici bărbate. Știți că bărbații se tem cel mai tare de moarte, știți, soror? Când dă o boală peste ei, are un semn aici, din toată are cancer. Eu mor, zice câte unul. Frate, eu mor. Nu mor, stai tu liniștit. Nu scapi așa ușor. Nu mori, stai liniștit. Iona, nu-ți pasă? Iona zice, nu-mi pasă, încă dorm. Capitanul vasului intră din cameră în cameră, că toți pasagerii la unison se roagă. Păgânii se roagă, prorocul doarme. Oamenii care n-au un Dumnezeu real, fac pe cruță, dau peste capa prin lumânări, își fac tatuaje, stai venel, nu știu ce fac. Ca slujitorul lui Baal și Astarte, Iona sforăie, prorocul doarme. Prorocul care avea o relație cu Dumnezeu, prorocul care era interesat de relația lui cu Domnul, începe să nu-i mai pese, doarme pe ureche spiritual vorbind. Capitanul vasului, când observă că nicio rugăciune de-a lor n-are sens, e interesat dacă e mai aici cineva care nu se roagă. Nu te-ai rugat când ai ieșit din casă, Iona? Las că te pun ăștia, păgânii, să te rogi. Stai cu minte. Are Dumnezeu metode pentru tine. Dintr-o dată intră capitanul. Știți cum e într-un moment de panică, când simți că mori? N-ai timp să cauți cheile la ușă. Mergi la ușă și te-ai trântit în ea. Să se deschidă o dată, că e panică, să ieșiți. Nu mai contează ce pierzi. Parcă-l văd pe capitan cum se împinge în ușă și intră în camera unde Iona. Și Iona, ce le sforie, nu știu cum să vă explic, așa le sforie, aproape că se mâna cu mine. Și eu mai sforie. Cum credeți că l-au trezit? Și eu zic, drăguțule Iona, te rog frumos, nu te deranja, trezește-te. Așa credeți? Știți cum cred eu că l-au trezit? S-au dus la el, l-au prins de piept și-au zis, mă Iona, ce dormi? Riși să mori în somn. Și ascultați care e primul cuvânt următorul pe care îl zice păgânul. Este exact același cuvânt pe care l-a spus Domnul. Că dacă n-ascultă de bunăvoie la vocea Domnului, ascultă obligat la vocea păgânului. Știți ce a zis Domnul primat? 1. Scoală-te. Știți ce zice păgânul? Ascultați ce spune versetul 6. Cărmaciul s-a apropiat de el și a zis, ce dormi? Și începe să-i predice pe puncte. 1. Scoală-te. Nu pricep când îți vorbește Domnul de la amvon? Lasă că te oprește poliția la semafor. Să spună, mă, nu mai bea alcool, mă. Să facem dosar penal. Aruncă-ți damigeanile cu vin de acasă. Sunt stupefiat să aflu că în bisericile noastre sunt unii care își fac masaj cu pălincă. Sunt unii care își țin în frigidere bere fără alcool. Să elibereze Domnul. Amin. În numele lui Iisus Hristos. Amin. Fii sfânt! Nu ți-a crescut cifra financiară la final de an 2022 să fii vagabond? Să nu te intereseze de Dumnezeu? Să faci ce vrei că ai bani? Ce vrei să pună Dumnezeu mâna pe tine să-ți dea tot? Să se oprească oamenii în localitățile noastre și să zică, mă, ăsta-i pocăit? Că stă fură din șantier lemne. Bombonia de 10 ori. Știți că asta e păcat, nu? Nu știți că e păcat? Sigur e păcat, e fals. Crezi că Dumnezeul tău nu e capabil să-ți dea lemne? Crezi că Dumnezeul tău nu e capabil să-ți trimită banii dacă ai nevoie de ei? Trebuie să faci fals ca să ajungi să câștigi mai mult? Ai milă, Doamne, de noi. Este prezent aici Iisus Hristos, aleluia. Și Marele Rege Iisus Hristos, din dragoste pentru noi, ne vorbește direct. Ne iubește prea mult să ne lase pe drumurile noastre. Ne iubește prea mult să ne spună mesaje generale. Ne spune direct, profetic, exact problema noastră. Dormi, Iona, scoală-te. Cheamă pe Dumnezeul tău, doi. Nu uita, Iona, tu ai un Dumnezeu. Noi nu avem un Dumnezeu. Noi avem falși Dumnezei. Dumnezeii noștri sunt cu tot felul de imaginații în mintea noastră. Ăștia-s surs, ăștia-s muți, ăștia-s orbi, ăștia au mâini, dar nu le mișcă. Ăștia au picioare, dar nu umblă cu ele.
Ne le-am creat noi în statuetele noastre. Nu avem Dumnezeu adevărat. Mă, Ioana, nu uita, tu ai un Dumnezeu. Toți Dumnezeii noștri sunt falși și n-au nicio reacție. Și acum zice Ioana, poate că Dumnezeu, a mai rămas un singur Dumnezeu, zic cu răbierii. Capitanul vasului zice, toți Dumnezeii noștri sunt morți. Există un Dumnezeu, e Iahve, e Dumnezeul tău. Și poate că singurul Dumnezeu care a mai rămas pe planetă și care e viu cu adevărat, ascultați ce zice capitanul, va voi, voia lui e suverană, face ce vrea. Va voi să se gândească la noi. Și ascultați ce zice capitanul, și nu vom pieri. N-ai pierit de pandemie pentru că Dumnezeu s-a gândit la tine. N-ai pierit în accidentul pe care l-ai avut pentru că Dumnezeu s-a gândit la tine. Ai avut capacitate în 2022 să-ți gândești bine planurile tale familiale și ți-au mers lucrurile. Nu pentru că ești super inteligent, super strateg, nu pentru că ai oameni foarte buni angajați și oamenii în jurul tău extraordinari. Nu pentru că nivelul tău de IQ este mai ridicat decât mediul. Să nu uiți ce spun în seara asta de la Duhul Sfânt. Dumnezeu s-a gândit la noi. Cine îi mulțumește lui Dumnezeu că s-a gândit la el, să ridice mâna sus. Mulțumesc, Iisuse Hristoase, că te-ai gândit la mine în 2022. În fiecare dimineață ai poruncit inimile mele să continue să mai bată. În fiecare seară ai fost lângă casa mea, ai fost în familia mea, ai fost lângă nevasta mea, ai fost lângă mine, amin? Amin. Lăudat să fie Domnul. Amin. Domnul s-a gândit la noi. S-a gândit Domnul și la ei? Prea mult s-a gândit să-i lase cum erau. Prea mult i-a iubit să-i lase fără furtună. Mulțumește-i Domnului pentru furtunile care le îngăduie în viața ta. Mulțumește-i Domnului pentru rugăciunile din 2022 pe care nu ți le-a ascultat. Că dacă unele dintre ele ți le-ar fi ascultat, erai nenorocit de tot. Erai distrus spiritual, erai distrusă spiritual, erai departe de fața Domnului. Mulțumesc, Doamne, că ai fost mai bun decât m-am gândit eu. Mulțumesc că mi-ai ascultat numai rugăciunile care trebuia să mi le asculți, să nu mă duc pe interzis ca Iona. Departe de fața ta. Și acum îl cheamă la interviu. După ce trag la sorți, nici acum nu se pocăiește Iona. Când și-a dat seama că toate bilețelele de la toate numele bărbaților pasageri de vas sunt așezate într-o căciulie și când un bărbat pune mâna să scoată un bilețel, încă nu se pocăiește Iona. Bă, măcar atunci, bă, știa sigur că el e vinovat. Știa că el e vinovat. O și recunoscut după aia. Dar încă e încăpățânat. E imaginea bărbatului care zice, nu mai slujesc, faceți-mi ce vreți. I-am semnat demisia, am dispărut, nici la biserică nu mai vin, nu mă mai interesează de Domnul, nu mai îmi pasă de nevasta mea, nu mă mai interesează de pruncii mei, vreau să fac ce vreau. Ai grijă, nu o să faci ce vrei. Dumnezeu face ce vrea. Lăudat să fie numele Lui. Amin. Și bine că El face ce vrea. Bine că nu ne lasă să facem ce vrem, amin? Amin. Slăvit să fie Domnul. Trag la sos și când scot bilețelul, pe bilețel scrie Iona. Iona, prietenul nostru proroc. Capitanul curios îl cheamă la interviu și îi spune, hai, transmite-ne răspunsul la următoarele întrebări. Ce meserie ai? De unde vii? Care ți este țara? Și din ce popor ești? La nicio întrebare nu răspunde. Ascultați cum vorbește automatism verbal. E ca momentul în care intri în clădire și te pui în genunchi, dar nu știi ce te rogi. Oare mi-am închis mașina? E ca momentul în care te uiți la mâncare și tu zici că te rogi, dar de fapt te gândești la altceva. Doamne, ajută-ne să ne rugăm. Amen. Când ne rugăm, să ne rugăm. Amen. Când ne rugăm să fim conectați cu cerul. Amen. Când ne rugăm să simțim prezența Domnului. Să ne vorbească Dumnezeu direct, să simțim cu mâna lui Dumnezeu întinsă spre noi, amin? Slăvit să fie Domnul. Și ascultați cum vorbește automatism. Sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeu, mincinosul. Întrebare, se temea? Hai, spuneți-mi. Dacă se temea, deja predica pe străzi la Ninive, nu? Dacă se temea deja era în a doua zi de evangelizare, se temea Iona? Vorbea frumos despre Dumnezeu, dar trăia exact cum vroia el?
Un lucru are efect. Pentru că întotdeauna cuvântul Domnului, chiar dacă nu mai trăiești în curăție, cuvântul are putere. Așa se explică că de unul deja e deviat de 5 ani, trăiește în imoralitate și el când vorbește totuși dă hrană și poporul e hrănit. El e imoral, dar cuvântul transmis prin el încă are putere. De fapt, Domnul îi dă har, îi mai dă șanse să se pocăiască. Bunătatea Domnului vorbește în dragoste. Amin? Mă tem de Domnul Dumnezeu care a făcut cerurile, zice Iona, marea, și când au auzit păgânii că el are un Dumnezeu pentru mare, ăștia aveau Dumnezeu pentru soare, pentru lună, pentru orice vreți dumneavoastră, pentru pământ, pentru roduri, dar n-aveau Dumnezeu pentru mare. Când află păgânii că Dumnezeul Iona e Dumnezeul care a creat marea, se strânește în ei o dorință să-L cunoască pe Dumnezeu. De ce? Tocmai marea era învolburată împotriva lor. Tocmai pe mare era o furie și riscau să moară din cauza acestei amenințări. Când află că Dumnezeul lui a creat și uscatul, taman la mal își dorea să ajungă bine, ci tefer. Știi ce fac păgânii? Își doresc să-L cunoască pe Iahve, pe Dumnezeul lui Iona. Și acum păgânii îi pun mâna în obraz și spune: mă, nu ți-e rușine, mă. Tu botezat în jur, mă. Tu botezat în jur. Frate, m-am enervat. Ce nervi să stea, mă? Tu, băiat care cânți în față, trimiți SMS în jurătură pe engleză? Cum îți permiți una ca asta? Egal că slujești în față sau ești la balcon. Ești cu legământ cu Domnul. E promis lui Dumnezeu credincioșie. I-ai zis Domnului că mergi cu Domnul și la moarte. Și la prima amenințare, juri? De ce ai fugit de fața Domnului? Zice păgânul către Iona. De ce ai făcut asta? Ce să-ți facem? Noi nu vrem să murim din cauza ta. Din cauza minciunii tale, din cauza pornografiei tale, din cauza gândurilor tale murdare, din cauza răutății tale, că pe toți îi împarți, nimeni nu-i bun. Dacă ar veni Iisus să predice de aici, n-ar fi bun. Din perspectiva unora. Ce să-ți facem, Iona? Nu suntem gata să murim din cauza ta. Iona a încăpățânat până măduva oaselor. În loc să zică: schimbați direcția corăbiei, vă rog, faceți un favor pentru mine. Schimbați direcția corăbiei și duceți-mă la Ninive. Mă mustă conștiință. Nu mai suport ideea că trebuia să fiu predicator în Ninive. Nu mai pot să respir la gândul că sunt pe direcția intervisă. Schimbați corabia, cârba să fie întoarsă. Duceți-mă, vă rog. Vreau să ajung cât mai repede la Ninive. Asta trebuie să facă, nu? Și ce zice Iona? Ia radio lui Dumnezeu. Las că ia radio lui Dumnezeu. Oh, ce slabă minte ai, mă, Iona. Luați-mă și arugați-mă mare că dacă mor, sigur nu mai prorocesc. Bă, că poți ești. Că pățâna rău. Știți care e marea minune? După ce zice luați-mă și aruncați-mă în mare, zice o prorocie. Versetul 12 se continuă așa. Și marea se va liniști față de voi. De unde știi tu asta, Iona? Iona era proroc și încă nu își pierduse darul profetic. Dacă Dumnezeu ți-a dat un dar, dacă Dumnezeu te-a capacitat pentru o lucrare supranaturală sau naturală în biserică, sau pe stradă, îmbărbătare, ridicarea unor oameni. Și dacă de o vreme ai coborât pe trepte spirituale și ai zis: asta nu-i păcat, asta nu-i păcat, asta nu-i păcat, asta nu-i păcat, băgați supreș că nu-i păcat. Și tu știai în urmă cu 10 ani că era păcat asta. E seara în care Duhul lui Dumnezeu vrea să te cerceteze. E seara în care prezența Domnului trece printre bănci și Duhul lui Dumnezeu se oprește la nivelul inimii tale. Săgeata Duhului Sfânt ți se înfige în inimă și ți arată care e problema ta. Poate eu n-am rostit-o, dar tu știi? Tu știi bine?
Nu încerca să evadezi. Nu încerca să fugi departe de fața Domnului. Nu încerca să te aduci în adânc. Ce creziona a Dumnezeului pe acolo? Printre rechini? Dumnezeu e peste tot. Unde ai tu iluzia că poți fugi departe de Domnul? Să cobori în cele mai de jos locuri ale pământului. Ce acolo te prinde Dumnezeu? L-o prins? Ce bine l-o prins. Îl iau și îl aruncă peste bord. Și ascultați ce scrie în Biblia asta. A noastră fiecare. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare. Și furia mării s-a potolit. S-a împlinit prorocia. Ăștia tremură toți. M-am avut un proroc al lui Dumnezeu. A zis că dacă l-aruncăm, se oprește marea. Și s-a oprit instant, la minutul 2. Bă, cu adevărat ăsta a fost omul lui Dumnezeu. Înainte să-l arunce în mare, se roagă păgânii. Așa de convertiți au fost încât îi ajung, spun în fața Domnului, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, căci tu, Doamne, faci ce? Ce vrei. Cine recunoaște că Domnul face ce vrea, să ridice o mână în sus. Aleluia lui Dumnezeu și balconul, vă rog, mâna sus. Domnul face ce vrea. Nu Bill Gates, nu Biden, nu Putin. Terminați-o cu frica despre butonul nuclear. Butonul nuclear nu e la Vladimir Putin. Butonul nuclear e la Dumnezeu. Aleluia. În mâna lui e suflarea vieții tale. În mâna ta e făget Timiș, în mâna lui Dumnezeu. În mâna lui Dumnezeu e făget Timiș, în mâna lui Dumnezeu e Cluj-Napoca, e România, e America, e Australia, Noua Zeelandă, orice parte a globului pământesc. Toată planeta ta era în mâna lui Dumnezeu. Cine recunoaște că Dumnezeu rămâne pe tron, indiferent ce se întâmplă, o mână în sus, vă rog. Aleluia lui Iisus! Glorie lui Dumnezeu! Crede-te în Domnul! Domnul face ce vrea! Ajunge în mare. Și când ajunge în mare, întrebare. Ce credeți noastră? Când se vede în mare, în primele minute, înoată sau nu? Păi după cum a fost încăpățânat, stă țapăn. E ca băiatul ăla la care îi spui, îl iubești pe Iisus Hristos. A! Efectiv, latră. Sunt băieți care latră, ți-au zis ăștia. Nu că ar fi animăluțe. Se exprime în felul ăsta. Mamă să-i zice, te rog frumos, vină la masă, că ți-am pregătit mâncare. Scoate un sunet, nu vă o să-l transmit. E efectiv atipic. E contra la oricine și oricând orice. E în lumea lui cu dopuri în urechi, stă continuu și joacă pe Counter-Strike, de sar tastele. Mai nou și-o lua de ăla cu joystick. Stă pe spate, relaxat, de parcă la pupitru universului, săracul. Când de fapt e la pupitru spre iad. GTA, Counter-Strike, lor, Minecraft. Da? Să joacă, frate. Normal că ia 4 la matematică. Normal. Este consecință imediată. Nu ți-ai făcut tema, ai luat un 4. Și eu zic, slăvi să fie Domnul. Că de la ai 10 erau bani, problemă. Că înseamnă că era o minciună. Și profesorul era fală ca tine. Mituibil. Bine ar fi să te pocăiești. Să începi să-ți faci temere, să zici amin. Amen. Părinții zic, copii mai greuți. Da? Ce faci, Iona? Păi stau țapăn. Dar când intră apa pe nara dreaptă, când intră pe nara stângă, când îi se fundă urechile, când intră un fel de clei de ala de meduze, când se simte tot lipicios, a, prietene, chiar nu vrei să mori. Păi tu ai zis că aruncați-mă mare și am terminat-o cu viața. Chiar nu e ușor să mori, așa-i? Parcă-l văd pe Iona cum dă din aripa dreaptă, aripa stângă și începe să noate. Se teme că moare. Dar Domnul zice, Iona, o să-ți arăt că încă te iubesc. Încă te iubesc. Ce nu-ți pasă de mine, știu. Eu nu-s ca tine. Eu încă te iubesc. Și o să vorbesc cu un pește și așa o să vină exact pe milimetru unde ești tu, coordonate GPS, nu le pierde, nu-i cade semnalul ăsta. O să vină exact unde ești, exact cu o secundă înainte să mori.
Și Domnul vorbește cu un pește și vrea să-i spună lui Iona: Iona, tu ai creier, ai, da? Ai rațiune, tu ai ureche sensibilă la vocea mea, ți-am vorbit de zeci de mii, de milioane, poate de miliarde de ori. Și întotdeauna când ți-am vorbit eu ceva, era exact așa cum ți-a spus. S-a spus acum să mergi la Ninive și nu m-ai ascultat. Lasă că o să vorbesc cu un pește și ăsta o să vină, o să mă asculte. Lecție dură o primit. Și doar nu vorbește cu peștele și parcă l-aud cum îi zice: ia un pic la dreapta, aleargă, dă din aripi repede. Mare prorocul! Aleargă, aleargă! Vezi când îți deschizi gura, caninii sub piele. Să nu cumva să-i faci freza cu probleme. Că rămâne julitură ăsta. Ce predicator ăsta julit? S-a bătut? Ce-a făcut? Trebuie să-l prinzi în abdomen, nu cumva să-l digeri. Fii cu minte. Am eu mâncare pentru tine mai încolo. Ține-l cât vreau eu. Dar și cu peștele face Domnul ce vrea. Se pare că da. Și imaginați-vă scena. Ion e obosit de tot, dă din mâini pentru ultima dată și tamal lângă el vine un pește cu gură mare și pac, îl capturează. Întrebare. Crezi că pentru dumneata n-are Dumnezeu un pește potrivit? Indiferent ce configurație corporală avem, intrăm în peștele nostru. Fiți liniștiți. Așa intrăm, stăm și relaxați. Nu mai are telefon, Ionică. Nu mai are semnal. Se uită în jur și vrea să vadă ceva, dar totul e negru. Besnă totală. Întinde mâna, simte ceva cleios. Meduză o fi, nu știe. Nu știe cum arată. Se uită în jur, nimic nu mai vede și nimic nu e o ambianță plăcută. Capitolul 2, versetul 1 spune așa: când era în pește, a început să se roage. Că dacă nu te rogi în biserică și stai cu ochii larg deschiși în clădire, lasă că vine, reanimare, nicio problemă. Lasă că te duce cu targa și așa te rogi, frate. Vine momentul greu. Vine momentul dificil în viața ta și începi să te rogi. Are Dumnezeu pește, are metode, are act de fiecare cojoc, cât de gros ar fi. Fiți cu minți. Începe să se roage Iona. Iona zice: strâmtorarea mea, am chemat pe Domnul. Și Domnul, culmea, nu meritam, dar m-a ascultat. Din mijlocul locuinței morților, am strigat și mi-ai auzit glasul. Și totuși, zice Iona, m-a aruncase și în adânc, în inima mării, râurile de apă mă înconjuraseră, toate valurile și toate talazurile tale, Doamne, au trecut peste mine. Ziceam, Satana vine la urechea lui și spune: Iona, fii atent că mori. Iona, sigur mori. Garantez eu că mori. Mai e câteva ore, mai e câteva minute, mori. Tu nu vezi că oricum n-ai nicio șansă să scapi de aici? Tu nu realizezi? Te-a lepădat Dumnezeu, nu vezi? Întâmplarea face că ai intrat într-un pește. Putea să te mânce și un rechin, oricum ești păpat. Trece o zi și nu primește niciun semnal. Trecem o noapte, nimic. Două zile, Domnul nu-i vorbește nimic. Face o promisiune, parcă l-auzi, zice așa: dacă mai prind o zi de joi la Efrata, promit, Doamne, în fața ta că nu o să mai lipsesc la nicio slujbă de la casa Domnului. O să fiu prezent la fiecare închinare. Începe să se moaie Iona. Începe să se roage și zice: Doamne, am o problemă. Apele m-au acoperit până aproape să-mi ia viața. Adâncul s-a învăluit în jurul meu și papura s-a împletit în jurul capului meu. M-am coborât până la temeliile munților, zăvoarele pământului mă cuiau pe vecie. Sunt capturat total. Imaginați-vă că peștele merea și dintr-o dată, în timp ce mergea aproape de adânc, de fundul mării, îi trage una și simte una în coastă. Fii cu minte, Iona. Smerește-te. Începe să tragă o concluzie și zice: cei ce se lipesc de idolii de șerți îndepărtează îndurarea Domnului de la ei. Eu o să fac altfel. Eu însă, zice Iona, versetul 9, îți voi aduce
jertfe cu un strigăt de... De care? De mulțumire? Am să te întreb, mă, în timp ce te rogi că ești în pește, pentru ce mulțumești Domnului? Pentru papură? Pentru meduze? Pentru pește înțeleg că mulțumești că te-o salvat cu viață. Dar pentru ce? Ai condiții să mulțumești? Că noi nu mulțumim nici măcar când avem scaune tapizate, se spunea prin poezie. Că noi nu suntem mulțumiți cu nimic, că trăim într-o societate de nemulțumiți. Că dacă e prea tare, sunt de ce e tare? Dacă e încet, n-auzim suficient. Dacă e mai cald, de ce așa de cald? Ne facem aer noi. Nu suntem mulțumiți, o lume de nemulțumiți. Ai milă, Doamne, de noi. Amen. Trimite peste noi un duh de mulțumire. Un duh de plecare spre voia lui Dumnezeu, un strigă de mulțumire și zice, Iona, Doamne, îmi amintesc atunci când m-ai chemat ca profet? Ți-am promis că dacă mă trimiți la negri, la albi, la francezi, la englezi, la spanioli, la niniveni, la filisteni, la oameni madianiți, oriunde mă trimiți să prorocesc, îți prorocul tău și mă duc. Și juruința asta, Doamne, n-am împlinit acum. Am să-ți promit ceva. Îmi voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Câte jurințe n-am făcut la greu, Domnul? Câte planuri nu ne-am făcut cu ocazia noului an, că vom fi mai buni, că o să ne rugăm mai mult, că o să citim mai multă Biblie, că o să-L iubim mai mult pe Dumnezeu. Unde-s planurile, că e doar 22 ianuarie? Unde-s? Când se pocăiește total, Iona zice următoarea propoziție. Mântuirea vine de la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Iona zice, Doamne, dacă vrei să-i mântuiești pe drogați, pe proxeneți, pe prostituate, pe vagabonți, pe oamenii care n-au nicio șansă, pe oamenii cei mai răi, dacă vrei să intri, Doamne, să-i mântuiești pe niniveni, pe oameni de pe stradă, zdrențuroși, fii risipitori, nu mă împotrivesc. Mântuirea vine de la Tine, Doamne. Aleluia lui Dumnezeu. Să intre Domnul în cercetarea caselor din făgeți. Să intre Domnul din familie în familie, să cerceteze Domnul fiii risipitori, să intre Domnul la cei ce au o formă de evlave și tălgădesc puterea, să intre Domnul cu cercetare, să fim toți mântuiți lui Dumnezeu de aici. Dacă mă urmărești online și din motive obiective n-ai putut fi prezent sau prezentă, să intre mântuirea Domnului în casa ta. Aleluia lui Dumnezeu! Mântuirea vine de la Domnul! Când termină propoziția asta, Iona, Domnul zice, te-ai pocăit, perfect. Acum ai condiții să predici. Acum ce predici, trăiești. Până acum era diferit. Și Domnul zice către pește, ascultă-mă din nou, du-te puțin în față, ia-o la strânga, intră prin strâmtoarea cu tare, vezi să nu întârzi, că la șase ăsta trebuie să intre în predică. Trebuie să ajungă cetate. Concentrează-ți mușchii, pește, deschide-ți gura larg și aruncă-l pe Iona. Cum credeți că o găsut Iona? Și-o târâi nasul nisip? Nu, eu cred că o văzut în picioare. Asta, da, predică. Dacă o fi fost oameni pe acolo, o fi zis predicatorul din pește. Minune, n-am mai văzut așa ceva. Dacă eram în locul lui, mă pișcam. Să văd, e vis? Sau e real? Cum am stat eu 3 zile și 3 nopți într-un pește? Întrebarea cea mai dură care se ridica acum în mintea lui era următoarea. Oare acum, după atât a intrat pe interzis, după atâta încăpățânare, după atâta dorință să fac eu ce vreau, oare Domnul mai are vreun cuvânt pentru mine? Oare Domnul mă mai folosește? Capitolul 3, versetul 1 spune așa. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona. Este un mare har. Nu știu câte ori ți-a vorbit Dumnezeu. Poate numai în 2023 ți-a vorbit de zeci și de sute de ori. Nu știu prin câte ți-a vorbit Dumnezeu, dar vreau să spun ceva. Dacă ești aici și viu, e semn că pentru tine nu e încă prea târziu. E semn că îndurarea lui Dumnezeu îți vorbește personal. Domnul îți vorbește. Doamne, nu-ți schimbi mesajul. Nu-l îndulcești. Nu-l faci mai bun, mai digerabil. Nu ne aduci un predicator mai liniștit, ăsta e prea direct. Domnul zice nu, nu-mi schimb mesajul. Du-te, Iona, și predică același mesaj. Trebuia să meargă timp de 3 zile, atât de mare era cetatea. Bărbatul ăsta, pentru că a avut un mesaj terminus, pentru că numărătarea invers a început pentru oamenii din Ninive, nu și-a permis luxul să meargă până la extremitatea cetății și să parcurgă 3 zile.
că la extremitatea cetății Ninive ar fi trebuit să zică încă 37 de zile. Nu mai putea zice 40, că s-au dus 3 zile. Așa că intră în cetate cale de o zi și spune încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Numărătoarea invers a început pentru tine, zice Iona. Indiferent cine ești, vârsta ai, cum te cheamă, de unde ai apărut. Ce ai face în seara asta? Dacă ai aflat de la Duhul Sfânt, frate sau sora, tânăr sau tânără, oricine ești, că mai ai de trăit numai 40 de zile. Se poate una ca asta? Se poate? Să știți că se poate. Ăsta e caz fericit. Lui Irod Antipa s-a dus Domnul, i-a trimis printr-o telegramă de urgență și a zis, duceți și spuneți vulpii acelea vicleanului de Irod că lucrez azi, mâine și a treia zi termin harul dreptul lui. Mai are 3 zile de har. Degeaba a stat să-i pună întrebări în Luca 23 în complotul de judecată. Degeaba era interesat să vadă minuni, degeaba. I s-au terminat zilele de har. Întrebarea cu care vreau să pleci acasă. E asta. Ce faci când Dumnezeu începe numărătoarea inversă? Ce au făcut oamenii ăștia? Oamenii ăștia, în primul rând, l-au prioritizat pe Dumnezeu. Spune Biblia, oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu. N-aveau predicatori, n-aveau cântăreți, n-aveau sală de închinare, n-aveau transmisie live, n-aveau microfoane, n-aveau nimic. Predicatorul ăsta a venit fără milă. N-a folosit cuvântul Dumnezeu în predica lui. Și a zis, încă 40 de zile. Dar în cuvântul încă era îndurare, că nu mai meritau nicio secundă și Domnul le-a mai dat 40 de zile. Prioritizează pe Dumnezeu în seara asta. Când a început numărătoarea inversă pentru viața ta, proșterne-te în fața Domnului. Am spus că stăm prea drept de zbate. E vremea să ne aplecăm în fața lui Dumnezeu. E vremea să renunțăm la gândurile noastre, la ideile noastre. E vremea să coborăm de pe înălțimile noastre. E vremea să ne smerim în fața lui Dumnezeu. E vremea să ne proștenem în fața Domnului. Și ultimul lucru. E vremea să punem punct păcatelor noastre. Oamenii să strige cu putere, dar nu doar să strige către Dumnezeu, și să se întoarcă de la calea lor cea rea. Și de la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile. N-aveau nicio garanție, știți ce au zis ei? Poate! Cine știe? Dacă Dumnezeu nu-și va schimba macazul. Noi știm că Dumnezeu poate asta, amin? Slăvit să fie Domnul. Ce trebuie să faci în seara asta? Trebuie să zici smartphone-ul tău, tinere. Și telefonul tău pe care îl iubești mai mult decât Biblia, fain frumos să-l iei, să-i pui parola și să scoți afară toate datele de contact ale persoanelor din cauza cărora ai ajuns la păcat. Trebuie să smulgi din browserul tău, din motoarele tale de căutare, gunoaiele pe care le-ai căutat. Trebuie să intri bărbat în frigiderul tău și soră și să scoți tot ce-i murdar. Trebuie să cobori în beciul tău și în cămările tale și să scoți tot ce înseamnă alcool, bere fără alcool. Trebuie să smulgi din minte răutatea pe care o ții ca așezată pe un butoi de pulbere. Trebuie să scoți afară orice lucru păcătos. Vă invit să vă ridicați. Aș vrea să vă închideți ochii, vă rog. E momentul în care Duhul Sfânt trece printre rânduri. Shabrat kadazo vedo helis. Îl simt pe Domnul aici. Îl simt pe Iisus Hristos care din dragoste pentru tine ți-a spus direct. Din dragoste pentru tine Dumnezeu îți vorbește. De ce să pleci la fel cum ai venit? De ce să continui în direcția periculoasă în care ai apucat-o? De ce să lași viața ta plină de păcat să continue și să te trezești sau să cer să te trezești prea târziu? În timp ce vă rog să aveți toți ochii închiși și e prezent aici Domnul Iisus Hristos. Dacă în locul acesta sunt prezente persoane și băieții stau cu ochii închiși, mici sau mari, nu contează, da? Ochii închiși toți, vă rog. Să-ți dai în prezența lui Dumnezeu dacă ai minim 14 ani și dacă încă n-ai legământ cu Iisus Hristos, ca botez nou testamental în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Și dacă ți-e frică de faptul că viața ta poate să se termine oricând și că dacă pleci din lumea asta fără legământ, Biblia zice că nu mergi în rai. Cine îi va crede și se va boteza, va fi mântuit.
Nu cineva crede și va cânta în cor sau în orchestru. Nu cineva crede și va fi prezent la închinare. Nu, cineva crede și se va boteza, va fi mântuit. În timp ce ești aici cu ochii închiși, Duhul lui Dumnezeu trece printre bănci și te cercetează într-un mod supranatural. Beganto ved oziheras. Este prezent Domnul care te iubește. Putea să nu-ți dea seara asta, putea seara asta să fii ca și tânăra aceea pe care am văzut-o venind despre dumneavoastră cu mașina întoarsă. Și o grămadă s-a oprit să o salveze cumva, să facă ceva. Mașina era aproape irecuperabilă. Am să spun ceva, tu ai ajuns cu sănătate, cu mintea întreagă, ești în regulă aici. Pentru că Dumnezeu te iubește. Dacă ți-a spus mai direct, este ca și un tată care prea mult te-a lăsat. Și acum a vrut să-ți spună că prea mult te iubește să rămâi cum ești. Este prezent aici Domnul Iisus Hristos. Din mâinile Lui se mai scurg picuri de sânge liberatori. Rănile Lui și astăzi se liberează. Pet Canadas! Sângele Lui Iisus are putere de grațiere. Iertarea nu e o poveste pentecostală. Iertarea este o realitate în numele Lui Iisus. Și viața ta poate fi schimbată în numele sângelui vărsat la calvar. Și mintea ta poate fi transformată în numele Lui Iisus. Și gândurile tale și stările tale și anxietățile tale și depresia din viața ta și gândurile suicidale, există un nume. Este Iisus Hristos care și astăzi se liberează. Ketomena sarat. Că ești la balcon sau în sală, nu contează. Că ești online sau fizic, nu contează. Este prezent aici Domnul Iisus Hristos. Mă adresez persoanele care au minim 14 ani, fac diferența între bine și rău. Dacă în această seară există cel puțin o persoană care vrea să-i spună Domnul Iisus, Iisuse Hristoase, te primesc ca Domn și Mântuitor. Aleluia. Să fac un semn discret cu mâna dreaptă ridicată. Dumnezeu este prezent aici pentru tine, nu contează de unde vii și cine ești. Mă refer la oamenii nebotezați în apă, numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, au minim 14 ani. Dacă vrei să-ți predai viața Domnului Iisus Hristos, în sală sau la balcon, nici măcar nu trebuie să-ți văd fața, trebuie doar să văd mâna ta, o să mă rog pentru tine special. Este prezent aici Domnul să te elibereze, Brecheno Menovelas. Este prezent Iisus Hristos care trece printre rânduri. Este prezent sângele lui Iisus Hristos, sângele iertării, sângele eliberării, sângele restaurării. Ai și tu șansă să fii iertat. Încă nu s-a derulat justiția lui Dumnezeu pentru viața ta. Să nu mai ai suflare, să nu mai respiri normal. Să trebuiască să vină pastorul să-ți facă ungerea când tu ești inconștient. Ești conștient aici în casa lui Dumnezeu. Ultima dată te întreb, dacă vrei să-ți predai viața Domnului Iisus Hristos, ridică mâna ta dreaptă sus în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă mai este cineva, aleluia! Este prezent Domnul care trece printre rânduri, aleluia! Dumnezeu să te binecuvinteze, mi-a spus Domnul că nu scapi în seara asta, nici tu, aleluia! Glorie lui Iisus Hristos, glorie lui Iisus Hristos! Rușinea nu trebuie să fie dominantă în viața ta, să-ți fie rușine de păcatele comise până azi, care Domnul ți le poate ierta instantaneu, în numele sângelui vărsat la calvar. Mă îndrept înspre pocăiții botezați, ne îndreptăm înspre noi. Frate, amintește-ți cum erai când te-ai botezat. Amintește-ți ce pasiune aveai pentru Dumnezeu. Amintește-ți cum te rugai. Amintește-ți cu câtă dragoste strângeai Biblia la piept și o citeai. Amintește-ți cum îți aduceai familia la casa lui Dumnezeu. Nu-i lăsa pe joc pe pruncii mai mici. Amintește-ți cum îți strângeai copiii în living și cu toții, cu soția ta, vă rugați. De o vreme Satan a intrat între voi cu ceartă, cu răutate, cu ranchiună, cu resentimente, cu tot felul de discordii, cu vorbe aruncate fără sens. Este seara eliberării tale. Simt cum Domnul trece printre noi. E raba dacă da Santa Ramana Velohodis. Aliluia lui Iisus Hristos. Aliluia lui Iisus Hristos. Pentru pocăiții botezați care se rededică Domnului. Vă rog frumos, cu multă sinceritate și onestitate, ca decizie voluntară, dacă te rededici Domnului, ridică mâna stângă sus pe fața lui Dumnezeu. Spune-i Domnului, Doamne, și eu vreau atingere nouă. Uită-te, Doamne, la mâinile ridicate. Uită-te, Doamne, uită-te, Doamne. Sunt și alții, ploaie de mâini și în balcon. Fiecare stă cu ochii închiși, ai nevoie de cer. Este prezent Domnul care eliberează. Ia o nouă juruință înaintea Domnului. Promite-i Domnului că din seara asta nu o să-ți mai permiți să trăiești în lucrurile care nu-i plac lui Dumnezeu. Să te oprești din orice lucru păcătos. Pune capăt păcatelor tale, a strigat Daniel către marele împărat al Imperiului Babilonian, și învață neprihănirea. Și poate Dumnezeu îți va da îndurare. Și eu zic, nu poate, Domnul îți va da îndurare în seara asta.
Aleluia, aleluia, aleluia lui Iisus Hristos. Stăm înaintea Domnului în continuare. Duhul Sfânt îmi spune că aici sunt prezente persoane bolnave fizic care au nevoie de o intervenție supranaturală. Dacă crezi că pașii Domnului care trec prin sală se pot opri și în dreptul cancerului tău, și dacă vrei să fii vindecată, soră, dacă vrei să fii vindecat, frate, de problema ta medicală de la plămâni, dacă vrei să fii vindecat din balcon de ficatul tău bolnav grav, dacă vrei vindecare fizică, ridică ambele mâini sus în fața lui Dumnezeu. Epret keno de raias. Este prezent Domnul care trece printre rânduri. Simte-i palma lui Dumnezeu. Să simți puterea lui Dumnezeu care este prezent aici. Să te elibereze. Pancreasul tău nu va crăpa. Va fi vindecat în numele lui Iisus. Inima ta bolnavă va fi atinsă. Tu care ai bătăi necontrolabile. Există un nume. E numele lui Iisus Hristos. Să stai înaintea Domnului, să te rogi, să strigi după mila Domnului. Să zici, Doamne, ai milă și de casa mea. Ai milă și de familia mea. Ai milă și de copiii mei. Ai milă de fiii risipitori din zona mea. Să intre Domnul pe linie genealogică. Să se atingă nepoții. Să se atingă stranepoții. Să intre Domnul în cercetare în Arad. Să intre Domnul în cercetare în Timișoara. Aleluia, aleluia. Este prezent Domnul aici care îi liberează. Este prezent Domnul aici care descătușează. Tu care ai avut gânduri suicidale, e seara eliberării tale. În numele lui Iisus, în numele lui Iisus ne ridicăm împotriva Duhului morții și porucim să plece din locul acesta. Ai putere în numele lui Iisus. O să ne rugăm cu toții. Nu te grăbi rugăciunea asta. Strigă după mila Domnului și zi, Doamne, ai milă și de mine. Strigă după mila lui Dumnezeu, fă noi juruințe. Să te ierte Domnul în seara aceasta. Să simți descătușare. Proclamă sângele lui Iisus Hristos peste casa ta. Protecție, sigiliu. Să-ți binecuvinteze Domnul copiii. Mamă care ți-ai blestemat pruncii. Retrage blestemul în numele lui Iisus. O să intrăm cu toți în rugăciune. Domnul e prezent aici să ne libereze. Ne rugăm cu toți. Aleluia. Thank you.